Pentru că informația asta lipsește de pe net, am zis să vă arăt cum se vota pe timpul lui Ceaușescu în România, cum era procesul de votare, care era bazat de selecție și cum se ajungea la forma de autoritate pe care am cunoscut-o cu toții. În primul rând, trebuie spus că în perioada comunistă, candidații erau aleși întotdeauna de Partidul Comunist Român. În fiecare cătun din țara asta exista o organizație de partid, care odată la 4 ani și anunța la centru, la București, să spunem că tovarășul Costică și tovarășa Viorica, de exemplu, sunt foarte capabili și sunt foarte buni să reprezinte poporul în consiliile populare, denumirea de atunci a consiliilor locale și județene și în Marea Adunare Națională, care era numele Parlamentului de atunci. Trebuie spus că dacă acești oameni erau aleși, deputații MAN, Marea Adunare Națională, și membrii Consiliilor Populare erau aleși de partid, Ceaușescu, ca președinte al țării, era ales de prezidiul Marii Adunări Naționale, era un soi de vot cenzitar pe vremea aia. Mă rog, deci se pleca de baza de selecție, cum am spus, partidul. Nu puteai fi deputat sau consilier local, consilier popular, ca să respecte denumirea de atunci, dacă nu te propunea Partidul Comunist Român. Doar că la alegeri, care se desfășurau ca acum la 4 ani, nu se candida niciodată din partea Partidului Comunist Român. Frontul Plugarilor, Asociația Muncitorilor, Blocul Țesătoarelor și alt tot felul de organizații care practic nu existau niciodată, se coalizau cu Partidul Comunist Român și formau asta. Frontul Democratic, Democrației și Unității Socialiste era tocmai expresia faptului că poporul este alături de Partidul Comunist Român și alegerile sunt unitare. Nu existau niște alegeri pro și contra, nu aveai niciodată doi candidați din care să alegi. Nu puteai să zici că Costică e mai bun decât Viorica, pentru că buletinul de vot nu-ți permite asta. Votai și Costică și Viorica sau nu votai deloc, îți anulai buletinul. După ce se stabileau aceste lucruri, începea campania electorală. Campania electorală presupunea că toată lumea să-și facă planul la servicii în cinstea alegerilor, toată lumea să depășească cotele de obligații față de stat în numele alegerilor și așa mai departe. Din când în când, la televizor și în ziare, mai primeai momente de tipul ăsta, exact ca acum. Liderii politici se duceau, făceau inaugurări, vizitau obiective nou deschise, noi realizări ale partidului. Mergeau în fabrici și întrebau cum sunt tratați muncitorii. Se mai duceau să vadă marile realizări ale, ce să zic, nivelul de trai extraordinar, ce să zic, numeroasele mărfuri din magazine. Se duceau și se întâlneau cu pionieri care le spuneau ce bine trăiesc în această țară superbă. Din când în când, când vremea permitea, se mai făceau niște adunări populare în care lumea din nou îi ovaționa pe cei doi lideri pe care îi știm cu toții acum. Și practic era o campanie electorală mult mai similară cu cele de azi decât v-ați putea imagina. Se vorbea doar despre succese, doar despre realizări. Toate lucrurile rele erau, mă rog, erau ascunse tot timpul, dar atunci se mai vorbea despre ele la sensul o să facem și mai mult de atât decât se face acum. Așa, cum v-am arătat, alegerile aveau loc în duminica, de obicei. Erau anunțate cu tam-tam și erau, din nou, încă o similitudine cu zilele de azi. Începeau cu tovarășul și tovarășa, cum mergeau la vot regulamentar și se simțeau foarte bine făcând asta. Apăreau în direct la televizor spunând ce bine a fost la vot, am votat pentru un viitor nepieritor al țării, am votat pentru binele poporului și așa mai departe. Legat de vot, era foarte interesant pentru că exista, pe timpul lui Ceaușescu, era un concept numit întrecerea socialistă pe ramură. Adică dacă aveai lucrări la un combinat siderurgic, te apucai să concurezi cu alte combinate siderurgice să faci planul înaintea lor. Dacă aveai un CAP și începea culesul porumbului, trebuia să termini porumbul de cules înaintea altor CAP-uri, se numea întrecerea socialistă. Dacă o câștigai, primeai niște decorații și niște fanfleuri de tipul ăsta, sau prime în bani, erau foarte buni la stimularea obedienței față de partid.
Și să știți că și la alegeri se întâmpla asta. Consiliul Popular Bihor, de exemplu, își dorea să termine alegerile, adică toată populația cu drept de vot, să fi votat înaintea altor județe. Era o nebunie înfiorătoare. Oamenii erau scoși cu japca la vot și erau scoși cu japca într-un mod foarte inteligent, pentru că dacă ai bate acum străzile unui oraș, hai la vot, hai la vot, hai la vot, din partea statului, lumea ți-ar da cu ghivece în cap. Ei o făceau altfel. Ei spuneau, toți angajații uzinei 23 august trebuie să ne întâlnim mâine dimineață să mergem la vot. Și fiind sarcină de serviciu, care se putea solda cu pierderea jobului, lumea venea. Lumea venea, se ajungea la prezența la vot formidabile, 98%, 99% și așa mai departe. Și alegerile se desfășurau întotdeauna fără probleme, voturile nule erau considerate a fi foarte puține. Sunt relatări de epocă în care oamenii spun că dacă se scria cu creionul pe buletinul de vot Jos Ceaușescu sau Moie Ceaușescu sau ceva de genul ăsta, acel buletin era pur și simplu șters cu guma, mențiunea odiosă, după care votul era trecut la pro Ceaușescu, pur și simplu. Ideea este că avem aici un ziar din marți, 17 martie. Alegerile fuseseră cu câteva zile înainte și rezultatele erau deja gata. Precum vedeți, avem deputații și senatorii cuveniți. Județul Dâmbovița, județul Ialomița, uite și la mine în sat, județul Prahova. Să vă arăt și Bucureștiul, cine erau deputații. Deputații însemnând membrii Marii Adunări Naționale. Nu era ca acum cu deputați și senatori. Și vă reamintesc că această organizație, Marea Adunare Națională, avea un prezidiu, iar acel prezidiu alegea președintele României. Deci, automat, de câte ori aveau loc alegeri, se renuia și mandatul președintelui. Erau niște alegeri implicite. Și, practic, oamenii când votau deputații din Marea Adunare Națională, îi și împuterniceau să-l aleagă pe Ceaușescu din nou președintele țării. Asta este lista pe București, nu știu ce liste să vă mai arăt, că le-am pe toate. Mureș, Mehedinți, Bacău, Bihor, Dolj, Vaslui. Așa, aici trecem peste chestiile astea, pentru că vreau să ne întoarcem la rezultatele alegerilor să vă arăt. Să vă arăt în ce hal funcționa propaganda. Aici avem rezultatele la vot pe toate județele. Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerile deputaților din Marea Adunare Națională. Și uitați ce avem aici. Avem, de exemplu, în municipiul București că au votat 1,45 milioane de alegători. Prezența la vot fusese de 99,9%, iar voturile pentru candidații Frontului Unității Socialiste fusese de 1,44,1. Voturi contra, precum vedeți, 11.000 de voturi contra din 1,4 milioane, adică 0,8%. Iar acele voturi contra erau explicate de comuniști după aceea în sensul acesta. Dom'le, noi am pus-o pe Viorica și pe Costel, i-am pus pe ăștia să fie deputați. Și bucureșteanul Fane a considerat că există alți tovarăși mai demni de această onoare și mai muncitori și mai capabili. Practic, se inocula ideea că toată țara dorește existența Partidului Comunist și programul său și modul său de lucru, doar că disputa era critică constructivă, practic. Totalul pe țară a fost de 14 milioane de alegători, 98,8% s-au votat pentru candidații acelui front de care v-am povestit. Bineînțeles, se băga și un slogan, un popor rugând o voință în strânsă unitate înspre înfăptuirea programului partidului. Bullshit. Și din nou, nu se uita niciodată, se amintească că prin votul lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu era din nou Dumnezeu țării și rămânea acolo. Oamenii erau foarte practici. În același ziar în care se anunță rezultatele alegerilor, începe să campania electorală de care vă vorbeam continua cu o serie. Ce zice aici? E timp excelent de însemânțări. Mergeți la treabă, lăsați politica și voturile.
Uite, niște șantiere care se văitau că nu primeau betonul și cărămida la timp. Ce să vă mai arăt de pe aici? Nu se mai pierdeau 7-8 zile în dispute sterile, pentru că oricum rezultatul era cunoscut. Și se mergea pe hai să facem treabă, să fie bine, să nu fie rău. Niște știri externe. Și așa era cu votul. Așa erau alegerile în comunism. Să nu uitați prin ce am trecut și să nu mai permiteți să ajungem vreodată acolo. Și când unii vă mai cheamă la vot, doar să votați niște imbecili pe care i-au pus pe o listă. Și vă spun că ăștia singurii imbecili pe care i-au, băi, puteți să faceți asta, puteți să ziceți nu mă, nu mai votez imbecili. E lucru pe care îl fac eu, de exemplu. Eu nu mai votez oameni mai proști decât mine, de foarte mult timp. Și în niciun caz oameni care au legătură cu băieții ăștia doi. Nu mă interesează, nu vreau să mai aud de niciodată. Să votați cu creierul la voi, da? Toate cele bune!